Și acum un nou subiect interesant ar fi vorba tot așa despre o posibilă familie între un băiat și o fată. Se cunosc întâmplător. O poveste foarte aparte, vă spun. De acum. Pentru că ar fi așa. Un băiat și o fată se cunosc. Fiecare avea părinții lui sau ei de pe casă. Ea, fata, avea o mamă care, mama, la rândul ei, era combinată cu un pește. Și ăștia erau părinții fetei. Bun. El era băiat de bani gata, dar de etnie romă sau țigan. Și o mamă pe care el nu o cunoștea. În același timp, cei doi se cunosc, se iubesc, se culcă împreună. După nu știu cât timp, află că de fapt cei doi băieți, cei cuplu, cum ar veni, sunt frați. Este trist. Și cum sunt frați? Pentru că mama fetei era combinat cu peștele de etnie romă. Așa. Care a făcut cu mama fetei un băiat. Bineînțeles că fiind într-o chestie așa de formă, părinților lor sau părinții ambilor, așa, ei nu au știut de la început, prima dată. Partea proastă e pentru ei că s-au și plăcut când s-au cunoscut, dar și când s-au culcat, sau, hai să-i spunem pe românește, s-au putut. Și fata rămâne blocată, bă, cum să fie fratele meu, că e singurul care m-a făcut în dragi. El, la fel. Cum să fie sora mea, că e singura fată cu care m-a făcut în dragi. Uite, viața îți dă surprize, surprize, surprize. Interesant, nu? O altă prostie.